Astăzi îl cinstim, căruia îi mulțumim pentru atașamentul cu care a însoțit dezvoltarea instituției bibliotecii de-a lungul vremii, de când este păstorul sufletelor noastre. Preasfințitul, înalt preasfințitul Gherasim, sigur că nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare și noi ne-am dorit o întâlnire intimă, dincolo de zvonurile, de zgomotele zilelor pe care le trăim, o întâlnire de suflet a colectivului Bibliotecii Județene Antim Mivireanu și a câtorva dintre prietenii buni ai bibliotecii, dar și ai preasfinției sale. Sigur, preasfinția sa are mult mai mulți prieteni decât se află acum în sală, dar aceasta a fost alegerea noastră și vă spuneam că am dorit un eveniment de suflet, de trăire autentică, fără publicitate, fără și mulțumim preasfinției sale că a acceptat felul acesta de a ne exprima noi recunoștința, buna cuvință și mulțumirile pentru tot ceea ce înseamnă preasfinția sa în comunitatea noastră. Ne-am permis, poate, mai mult decât atât, să vă prezentăm succint participările preasfinției sale, felul în care ne-a fost alături de-a lungul anilor, punctând din documentele pe care le-am avut, câteva din momentele esențiale la care dânsul a fost prezent, încurajindu-ne, ocrotindu-ne și secundându-ne în cele întreprinse de noi. Aș vrea să-mi permiteți să mulțumesc colegilor mei care au avut această inițiativă, secția periodice fiind printre primii, la care sigur noi între colectivul am subscris și ne-a părut bine că am putut găsi un moment în care preasfinția sa atât de ocupat să fie prezent. Mulțumesc de asemenea celor care, în calitate de prieteni ai preasfinției sale, dar și ai bibliotecii, sunt aici prezenți. Mulțumim, sigur, tinerilor coriști ai seminarului Sfântul Nicolae, domnului profesor care este un perfecționist, drept pentru care... Unicat, iată, domnul profesor. Să-i și aplaudăm. Ne-au întregit cu bucuria lor, bucuria noastră, de a-l sărbători pe preasfinția sa.